Bun. Astă seară avem un subiect pe care tocmai am reușit să mi-l definitivez așa în cap, ca și formă, deși îl studiez de foarte mult timp și am fost pus și într-o situație și în alta și am observat și alții. Tot ce pot să spun este că e subiect atât de amplu și atât de interesant încât s-ar putea discuta foarte mult despre el. Dar știind ce, chiar mă bucur că este un soi de final. O să văd chiar de curiozitate cât am înțeles din această chestie la sfârșit când termin de spus ce am spus. Și astăzi o să discutăm despre căsătorie. Relații. Noi, știți, când eu mă gândesc la căsătorie, mă gândesc, bă, dacă mai e lume și univers și mai există extraterestri, bă, doar s-o duce toți la biserică să-și pună cununie, pirostiile în cap, nu ar avea țărcovnic toți, nu ar avea toți popă, nu ar avea toți, cum se cheamă, petrecere de după, să-i dea jartiera jos cu dinții, chestii de-astea, știți, să arunce cu busuiuc în cele 4 zeri. Adică, știți, eu am văzut la foarte multe lucruri și nu înțelegeam ce cauți acolo. Și am fost acolo ca să văd că sunt o gramă de obiceiuri. Dar că până la urmă căsătoria înseamnă cu totul altceva, că obiceiurile sunt ale oamenilor din locul respectiv, dar căsătoria este cu totul altceva. Bun. Și atunci, dom'le, trăim pe planeta asta, în universul ăsta bipolar, există femeia, bărbatul. La ce este bună căsătoria și ce este, de fapt, căsătoria? Dom'le, teoretic, căsătoria ar fi momentul în care doi oameni ajung la un grad de înțelegere, iubire, coabitare, așa, și atunci ei se duc în fața lui Dumnezeu și zic, dom'le, noi vrem să fim unul. Noi suntem pregătiți să fim unul. Cum să vă explic? E foarte greu să te înțelegi tu cu tine, dar apoi să te mai înțelegi doi. Și atunci, vă dați seama că în momentul în care doi oameni zic, gata, noi suntem pregătiți să fim unul, pentru că universul ăsta tinde, deci universul material tinde să se să se despartă în elemente constitutive, universul spiritual tinde să se unească în elemente. Deci, există o natură a universului material care este destructivă și există o natură a universului spiritual care este unificatoare. Adică, cum zicea Părintele Stăniloae, să ne reîntoarcem la unul și vorbea despre unitatea în diversitate. Adică fiecare din noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta reprezentând unitatea în diversitate. Dar până să ajungem noi să ne unim în diversitate, adică în Dumnezeu, Doamne, trebuie să trecem prin unirea în doi. Când se pleacă de la simplu la complex. 2, 3, 4, mă rog, vedeți, o familie întotdeauna are mai multe elemente. Mai multe. Bun, haideți să vedeți ce reprezintă din punct de vedere energetic. Din punct de vedere energetic, avem un bărbat și o femeie. Mă rog, am făcut capul cu bărbatul cu capul mai mare, da. Nu e totdeauna așa. Și avem niște câmpuri, da? Și niște centri energetici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și la doamna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În momentul cununii, m-am uitat și de curiozitate cum se face cununia asta. Dom'le, se unesc niște câmpuri. Și câmpurile care se leagă sunt câmpurile astea și câmpurile 4. Și de obicei se leagă în cruciș. Adică orice căsătorie, ca și taină ortodoxă, este o legare, măi. Și vă spun ce câmpuri se leagă. Se leagă sufletele și se leagă câmpul cum să vă zic eu, din doi îngeri se transformă într-un înger păzitor al familiei. Da? Dar există un lucru care nu poate fi legat și ele sunt am făcut-o cu limba mai mare pe doamna. Ele sunt șerpi Kundalini. Și de fapt avem următorul lucru și ziceam așa, că familia este formată din doi șerpi. Mă rog, l-am pus așa, nu știm care e femeia, care e bărbatul, într-un borcan.
Care este sensul? Foarte simplu. Sensul se cheamă terapie de grup. Din punct de vedere psihic. Deci familia, căsătorie, este o formă de terapie de grup. Și o să vă explic imediat de ce. Pentru că Domnul vine cu karma lui, asta reprezentând o energie negativă, Doamna vine cu karma ei, asta reprezentând o energie negativă, care la rândul lor se unesc și formează o karmă comună, deci ca unul, ca doi, și formează un ca doi. Ei, această karmă se interpune între cei doi și îl bușește pe Domnul unde e lui mai drag și pe Doamna unde e lui mai drag. Înțelegeți? Și atunci, cuplu, căsătoria, este doar o formă de educație, o formă de terapie de grup, de cuplu. Oamenii încercând să se împace, nu fac altceva decât Doamna se scoate la suprafață defectele Domnului, pe principiul oglinzii, pentru că se întâmplă următorul fenomen. În căsnicie, șarpele Kundalini al Doamnei poate să se manifeste prin Domnul și invers la nivelul ăsta. De fapt, umbrele, da? Se pot manifesta, inclusiv șerpii se pot manifesta la un moment dat prin cel câtire. Și atunci avem această situație. Domnul și Doamna. Înăuntru este relația lor care îi bucuie pe el unde, pe ea, pe el unde doare pe el și pe ea unde doare pe el. Că fiecare zice că, mamă, da, cum mă lovește exact unde mă doare. Nu te lovește. Te lovește propria problemă. Da? Și, evident, asta se manifestă la tine. În momentul în care oamenii își rezolvă din problema asta, de fapt își rezolvă din propriile probleme. Dacă cei doi ajung la un moment dat să coopereze, evident că își rezolvă mai repede amândouă probleme. Dar de obicei oamenii sunt antagoniști. Și în loc să-și rezolve problemele, își aruncă cu ba, tu ești de vină. Ba, tu ești de vină. Tu ești, ba, tu ești de vină. Tu ești egoist, ești așa, tu nu asculți, tu n-ai drept, adică nu ți-asumi răspunderea. Tu nu faci, tu nu treci. Ălalt. Așa se întâmplă. Ălalt e egoist, ălalt vrea, nu știu ce, ălalt vrea. Dumnezeu se manifestă în felul ăsta. Bun. Și revenind, o să dau un exemplu, și anume un scriitor pe care îl recomand, Lobsang Rampa. Eu am rămas cu ideea asta de când eram mic, fără să vreau, am studiat și căsătoria și a lor mei, și a vecinilor, și toate astea, schemele de gândire, tot ce am găsit lor. Și la un moment dat, Lobsang Rampa este un scriitor. El povestește, mă rog, s-a născut, a fost dus, s-a crescut în Tibet, în mănăstirea tibetană, și l-au întrebat ce e căsătorie. Și el și călugărul care îl crește, a zis, așa cum călugăria este o școală, așa, căsătoria este o școală. Deci, există o școală a căsătoriei. Deci este o legătură. Păi foarte simplu. În momentul în care preotul ia inelele, da? Și spune, se unește roa lui Dumnezeu X cu roa numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. S-a unit. Se unește roa lui Dumnezeu. Și se face semnul cruce și s-a produs legătura. Și spiritele negative, câmpurile lor, se unesc. Nu toate câmpurile, vă spuneam, dar mare parte din câmpurile respective se unesc. Asta este valabil și la oamenii care nu se căsătoresc. Orice relație produce transfer de suflet și automat orice relație de lungă durată e ca o căsătorie. Deci automat când locuiești cu cineva, mănânci, bei, se unesc niște câmpuri și aceea apare treaba asta. Care e evident să existe. Da? Și atunci, evident, preotul când face slujba aia de unire cu inelele, leagă câmpul și automat leagă entitățile
respective poate să lege până la nivel de si. Și șerpia pot fi legați între ei. Și atunci avem următoarea situație. Știți, nu știu dacă știți cu pilda măgarilor. Sunt doi măgari. Ăștia sunt doi măgari, da? Care sunt legați de gât. Și sunt două căpițe de fân. Da? Evident că dacă trage unul într-o parte, unul într-o parte, mor de foame. Și atunci ajung să cooperez. Zice, hai, mergem mai întâi mâncăm căpița din stânga. După ce mâncăm căpița din stânga, mergem și mâncăm căpița din dreapta. Deci ăsta este sensul acestei. Învățăm să colaborăm. Învățăm să conlucrăm. Învățăm să avem grijă de nevoile celui de lângă noi. Ca eu să pot să fac ce vreau, trebuie să am grijă de nevoile lui. Ca el să poată să facă ce vreau, trebuie să am grijă de nevoile. Trebuie să aibă grijă de nevoile mele. Deci dacă nevoile mele nu sunt împlinite, nici ea nu poate să facă ce vrea. Dacă nevoile ei nu sunt împlinite, nici eu nu pot să fac ceva, pentru că o să fim nemulțumiți amândoi. Deci, relația de cuplu se rezumă la a îndeplini nevoile celuilalt. Dacă celălalt e liniștit, eu pot să fac ceea ce trebuie, sau ce vreau, sau ce îmi place. Dacă eu sunt liniștit, celălalt poate să facă ceea ce trebuie. Și atunci aveți grijă la nevoile celuilalt. Împlinirea nevoilor celuilalt îi automate ajută. Ok? Bun, mai departe. De ce se jură în biserică iubire veșnică? Dom'le, asta după părerea mea e o prostie. Pentru că nu poți să juri iubire veșnică și în alt ordin de idei, mulți cei care se duc acolo în biserică nici nu sunt treziți din punct de vedere spiritual. Ori a jura iubire veșnică la nivel de conștiință, adică la nivel de creier, n-ai nicio valoare spirituală atâta timp cât eu la nivel de sine mă urăsc ca dracii. Deci, din perspectiva mea, căsătoria ar trebui să fie viabilă în momentul în care oamenii decid să căsătorească la nivelul ăsta. La nivelul ăsta sunt doar căsătorii karmice. Deci, jurământul ăsta, și plus că jurământul ăsta nu a existat dintotdeauna. Asta e o invenție a unora care au vrut să lege fac ceva de el. Nu poți să pleci de lângă mine! Nu poți să mă părăsești că ai jurat! Ai jurat că nu mă lași? Evident că jurământul în biserică a fost inventat de niște frustrați care știau foarte clar că omul respectiv poate să plece de lângă ei și atunci au vrut să-i taie calea de plecare și bănesc că au fost bărbați, în orice caz. O femeie nu cred că făcea treaba asta și în niciun caz legile bisericii nu sunt date de femei. Deci, automat, cine a făcut legea asta era un bărbat care a vrut să lege pe cineva de el. Deci, din punct de vedere, cred că jurământul în biserică este greșit și este prost. Da? Pot să promit lui Dumnezeu că am grijă de omul respectiv. Perfect. O să-l respect. Perfect. Dom'le, dar omul respectiv se poate schimba. Omul respectiv poate să facă tâmpenii. Omul respectiv poate să ia aiurea. Omul respectiv poate să se lapede de Dumnezeu. Ce fac? Rămân cu el legat de gât? Când unul nu mai are, n-are nicio treabă cu Dumnezeu și treaba lui ce vrea să facă? Și atunci, evident că trebuie să existe o poartă de scăpare, de ieșire din treaba asta. Mă căsătoresc cu unul. Dom'le, și ăla intră într-un, eu știu, într-un rit satanic. Ce fac? Rămân cu el legat de gât până la sfârșitul vieții? Că așa vrea nu știu cine. Evident că trebuie să existe niște norme care să permită omului să judece fiecare caz în parte. Și poate că biserica ar trebui să fie asta. Dacă nu, nicio problemă de despre și fără ea. Nu are lumea fără biserica ortodoxă. Nu are problemă. Sau catolic. Bun. De ce se căsătoresc cu oamenii din ziua de azi? Nu, oamenii din ziua de azi se căsătoresc destul de greu. Și pe undeva au și dreptate. Pentru că o căsătorie presupune să ai un loc unde să locuiești. Să ai un serviciu stabil. Să-ți asumi răspunderea partenerului. Să ai timp de partener. Oamenii din ziua azi muncești foarte mult. Oamenii din ziua de azi au foarte puțin timp liber. Oamenii din ziua azi au foarte puțin timp pentru ei. Dacă se consacre altcuiva. Dacă începi dimineața de la 9 și termini seara la 8, 9, unde să te mai căsătorești? Păi te duci acasă, ești mort. Poate faci tu sex în weekend. Da? Deci, eu zic că, din punctul de vedere, căsătoria, mă rog, până nu o să se stabilească treaba asta cu munca și cu oamenii și cu demența asta de a face cât mai mult și cât mai mult, o să fie problema apropo de căsătorie. Oamenii din ziua de azi, în general, se căsătoresc dacă se iubesc, și atunci zic, da, oricum vrem să fie împreună orice ar fi, dacă e vorba de bani, da? O persoană vrea să căsătorească cu alta pentru că persoana respectivă poate să-i ofere un statut material și dacă, dacă, dacă.
dar foarte puține au o conotație spirituală. Știu și la ce mâncam dacă mă căsătoresc. Multe au conotații karmice, foarte puține sunt spirituale din iubire și mai multe sunt pur și simplu materiale. Care este deosebirea între căsătoria în legea iubirii și cea în legile karmei? Păi foarte simplu. În legea iubirii nu am zona asta. Deci nu am karma asta. Și automat relația mea cu femeia de lângă mine nu este alterată și nu poate să fie alterată de ceva din trecut. Apar lucrurile de moment, apar lucrurile exterioare, apar problemele exterioare. Asta este o chestie care apare și în evoluția spirituală a unui om. Tu înăuntru tău nu mai ai ce. Mă rog. Că ai rezolvat-o numai înăuntru. Și atunci, perturbarea vine din exterior, nu mai e din interior. Da? Deci, în legea iubirii, oamenii ăștia se iubesc la nivel de sine. În legea iubirii, oamenii ăștia nu mai au karme. În legea iubirii, ăștia manifestă iubirea de la nivel de sine. În legile karmei, iubirea aia care să o cred toți, de fapt, o îndrăgosteală, adică iubirea de la nivel de suflet, dar la nivel de sine se pot urâi ca dracii. Retrece iubirea aia de 6 luni, după aia se omoară, se taie cu cuțitele. Prin casă. Pentru că, de fapt, nu a fost o iubire la nivel de sine. Inițial. Cum influențează căsătoria divină la oameni pe toate planurile? Păi foarte simplu. Evident că dacă un om, bărbatul sau femeia, n-ai importanță, are drepturi divine mari în ceva, automat suma asta, deci dreptul divin al se cheamă, al soților, este o sumă de drepturi divine. Al fiecăruia dintre ei. Deci, automat, suma asta este, dacă ăsta are plus, plus, plus și are, hai să nu zicem că e misogin, plus, 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 evident vor fi 9 de plus. Dacă el are plus, plus, mă rog, hai să zicem, hai ca să nu zică că sunt misogin, spun că el are minus, minus, minus. Și are plus, plus, un rezultat va fi 0. Bine, nu există un 0 absolut niciodată în dreptul divin. Dar încerc să vă explic că lipsa de drept divin a unui spirit, într-o familie, automat cauzează în dreptul divin al celuilalt. Da? Și sunt oameni care își caută persoane cu drept divin mare, am văzut așa ceva, o vânătoare de... și iau, special, efectiv, îi leagă, se practică magia pentru cazul ăsta. Adică, efectiv, dar am întâlnit și bărbați și femei. În general, îndemnați de mamă, am văzut. Am văzut tip care, mă rog, au legat o fată care era înger special ca să o duc acasă, pentru că asta le-a crescut dreptul divin la întreaga familie. Dar am văzut și invers. Fete care au legat bărbați special ca să le crească dreptul divin. Da? Deci, automat, e o sumă. Și asta e valabilă în orice. Că e vorba de iubire, că e vorba de sex, că e vorba de bani, că e casă, că e mașină. Automat, drepturile tale divine, în funcție de drepturile celorlalți, se compensează, se adună, cresc sau scapă. Energetic. Evident că, apropo de vârsta astrală, femeia puternică din spatele bărbatului. Păi dacă am o femeie cu vârsta astrală mare și aici avem un bărbat cu vârsta astrală mai micuță, evident, prin căsătorie, el, în profesia lui, va manifesta puterea interioară a femeii cu vârsta astrală mare. Și aia este femeia puternică din spatele bărbatului. Dar și invers se poate întâmpla. Ca bărbatul să fie spiritul din spatele femeii care se manifestă, asta ține de conștiință și de cine se manifestă din punct de vedere profesional. De multe ori oamenii că eu pot să ca femeie pot să-l ajut pe bărbat în profesia mea și să manifest puterea mea în respectiva. Și el, ca putere, poate să mi-o transmită mie și să o manifest în profesia mea. Nu e obligatoriu să fie numai unul bun. Pot să fie amândoi buni. Ce părere ai despre căsătoria dintre ortodoxi și catolici și alte religii? Doamne, căsătoria este în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul. Și a catolicilor, și a ortodoxilor, și a... Și problema asta mi-am pus-o la un moment dat, pentru că am întâlnit un tip care era milionar, mama lui era la un moment dat, și ea era milionar,
Și mama ei era foarte nefericită că aparținuse de Biserica Catolică și la un moment dat se căsătorise cu un protestant. Și cum s-a căsătorit cu un protestant, ea a fost excomunicată din Biserica Catolică. Și a început, mă rog, s-a devenit foarte bogată, mă rog. În fiecare iarnă de Crăciun, împărțea la săraci, pături, la toată averea ei a lăsat unei fundații pentru copii. Deci, mă rog, chestia asta. Dom'le, pentru mine e mai important treaba asta. Decât faptul că s-a căsătorit cu un, eu știu cum să spun eu, neoprotestant. Din punct de vedere divin, dom'le, să știți că nu vă mântuie nici ortodoxia, nici catolicismul. Te mântuie inima. Adică ce ai înțeles tu din lumea asta și ce bine ai făcut tu în lumea asta. Deci nu te mântuie gura mare, nu te mântuie că ai dreptate, că ai fost drept. Dom'le, ce ai făcut pentru alții? Ce ai făcut tu pentru alții? Ai ajutat pe alții, ai dat să mănânce, ai îmbrăcat, ai învățat. Ce ai făcut tu pentru alții? Asta. Pot să mă dau, pot să fiu cel mai drept om. Dom'le, dacă n-am făcut nimic, degeaba. Pentru alții. Înțelegeți? Bun. Și atunci, problema mea. Pe mine mă interesează foarte puțin în ce confesiune, religie vă căsătoriți. Absolut deloc. Pe mă interesează ce faceți pentru ceilalți. După asta o să fie judecați. Ce ați făcut pentru voi, ce ați înțeles despre lumea asta și ce ați făcut pentru ceilalți. Nu se trebuie nimeni. A, ești ortodox? A, dacă ești ortodox, te judecă după legile ortodoxiei ce ai făcut prost. Da, corect. De asta zic că e mai important ce ai făcut bun, nu unde te-ai căsătorit. Plus că eu, în locul lor, i-aș împăca și capra și varsa. A, ce ești? Catolic. Hai, ne căsătorim și la din la catolic, ne căsătorim și la din la protestant. Ce trebuie să știe aia că eu m-am botezat și ortodox și catolic? Aia e treaba mea cu Dumnezeu. Da. Nu trebuie să-i spun eu popi. Așa că, Doamne, luați-vă dacă vă iubiți, punct, și în rest vedeți voi unde vă căsătoriți. Hai să ne căsătorim la Islam, cu oricum, tot la Dumnezeu la ajungem. Este un cuplu mai puternic din punct de vedere spiritual? Absolut, da. Pentru că un cuplu are putere și pentru neric mai mare, deci asta e puterea mea pentru neric. Are putere și pentru neric mai mare, are putere și pe suflet mai mare, are și putere pe înger mai mare. Deci pe lumină. Clar, da. Un cuplu va fi întotdeauna mai puternic. Întotdeauna două bețe sunt mai puțin decât unul. Deci dacă vrei să rup două bețe, o să rup mai greu decât pe fiecare parte. Așa e și cuplu. Evident, da. Cum privește Dumnezeu căsătoria? Dom'le, știu că se deschid cerul în timpul căsătoriei. Eu asta, eu remarcă. Știu că se coboară Duhul Sfânt în timpul căsătoriei. Știu că există o binecuvântare a lui Dumnezeu în timpul căsătoriei. Știu că e bucurie în cer în timpul căsătoriei. Știu că e dans. Că nu degeaba se spune dansul Isaia. Când... Dar era dansa la care deschidea cerul. Și bucuria. Știu că bucuria deschide cerul. Deci, dacă căsătoria este făcută cu bucurie, ea oricum deschide cerul. E adevărat că și slujbele ortodoxe, cum sunt făcute, ele deschid cerul. Dar pot să o facă și fără bucurie, da? Și atunci zic că e mai importantă bucuria cu care se face nunta decât cine și cum face nunta. Părerea mea e că Dumnezeu se bucură dacă oamenii se bucură. Și că Dumnezeu este bun și atunci capătă, își dorește bucuria noastră. Și Dumnezeu este alături de noi în momentul în care ne bucurăm. Deci dacă e o căsătorie făcută fără bucurie, nu cred că e ea foarte bine plăcută de Dumnezeu. Adică nu cred că să bucure El când vede că ea este minunată, dar îl ia pe El doar pentru că are bani. Chiar nu cred treaba asta. Cred că Dumnezeu se bucură dacă amândoi sunt fericiți și bucuroși să iubesc unul pe altul. După căsătorie, sunt cupluri care stau cu părinții. Gen familiile italiene, familiile sandwich. Cum vedeți treaba asta din punct de vedere spiritual? Păi, foarte simplu. Dom'le, dacă într-o casă trăiesc mai mult, imaginați-vă că pe lângă oamenii ăștia mai apar. Bunici. Da? Mă rog, facem așa. Să zicem, ăsta e un bunic. Și ăsta e alt bunic. Păi, automat, ei vin cu calmele lor, care se adaugă. Și se formează un subconștient de grup. Și am o terapie de grup, nu de doi, ci de patru.
Și după aia, dacă mai vin și copiii, nu mai am terapie de 4, am terapie de 6. Și evident că bubuieile se produc în funcție de bubele fiecăruia. Niciodată nu o să fie un liniștit, că nu e niciunul liniștit și nu e niciunul fără de păcat. Și atunci fiecare are bubuie lui. Tu unul pe sănătate, unul pe aia, unul pe aia, unul pe aia. Deci, din punct de vedere al familiilor sandwich, adică familiile care au trăiesc în aceeași casă, părinți, bunici, copii, nepoți, ăla, apare sumă de, e o sumă de toate subconștienturile de grup, toate umbrele tuturor celor de acolo, care se manifestă pe rând relativ la fiecare. Și evident, acum fie că bubele, fiecare, din perspectivă educațională, eu cred că e foarte bun. Dar, din perspectivă umană, personală, e greu de dus. Adică, chiar nu e ușor de dus. Ce părere aveți despre căsătoria în persoane de același sex? Principiile astea se repetă. Că, știi, n-ai nicio legătură dacă are păsărică sau cocoșel. Deci, principiile astea se păstrează. Numai că, vedeți voi, căsătoria a fost făcută și pentru procreere, pentru nașterea de copii. Deci, chiar dacă, din perspectivă educațională, căsătoria dintre cuplurile de homosexuali, de gay, este aceeași ca și la heterosexuali, cum să vă zic? Problema aici apare de energie. Sunt alte energiile. Cu totul alte energiile. Și tot ce pot să vă spun este că, nu știu, eu am încercat să văd... N-am găsit foarte lumină la, multă lumină la cuplurile de homosexuali. Sorry. Adică n-am văzut că asupra lor coborul Duhul Sfânt. Sorry. N-am văzut. Eu mă mai documentez. Nu vreau să fac oare, nu că n-am o problemă. Mie mi se rupe dacă mi se spune că aș fi, mă rog, eu știu ce. Să ia nu știu cine atitudine că nu știu ce am visul de persoane homosexuale. Nu am nicio problemă cu homosexuală. Dar am avut elevi, am avut cum să spun eu, eleve gay. Nu am nicio problemă. Din perspectivă spirituală. Eu îi înțeleg. Dar apropo de căsătorie, nu știu în ce măsură e bine cu Dumnezeu și nu cred. O să verific. Dar părerea mea e că nu. La nivelul ăsta de acum. Bun. De ce apare căsătoria în toată religie? Dom'le, părerea mea este că această căsătorie este este o scornire divină. Și este o formă de manifestarea contrariilor. De unirea contrariilor. In yang, lumina și întuneric. Și cred că este efectiv creația lui Dumnezeu. Bine, nu sunt formele și cu legile pe care le-au dat ăștia. Chiar nu cred asta. Dar ca să căsătorie, ca formă de instituție, cred că este o, are o componentă divină. Nu mai știu de ce. A, și de asta cred că există în toate religiile. Pentru că, în general, în toate religiile apar lucruri care sunt firești la fiecare dintre... care sunt, deci, sunt adevărul care sunt comune și alea fac parte din Dumnezeu. Restul sunt, cum se cheamă, înflorituri. Deci, în principal, căsătoria cred că este un dar divin. E un dar al căsătoriei. De ce? Sincer, pentru că Dumnezeu, să știți că singurătatea e grea. Și câteodată, dincolo de greutate de a trăi cu cineva, să vă spun din proprie experiență, eu sunt genul care trăiesc foarte bine singur. Foarte greu în cuplu, da? Din perspectiva educației, cuplul te învață rapid foarte multe lucruri. Lucruri pe care nu le vezi în singurătate. Pentru că în singurătate n-ai oglindă. Nu te vezi. Nu te vezi decât în cuplu. Și atunci, de asta zic, căsătoria este o terapie de grup, de grup inventată de Dumnezeu. Da. De ce unele prevăd posibilitatea de a te căsi cu mai multe femei? Dom'le, căsătoria cu mai multe femei nu e binecuvântare. Eu, toți bărbații zic, mamă, și mi-ar place să am 2, 3, 4 neveste. Băi, fugiți cu cer. Fugiți cu cer. Cum să zic eu? De ce? Pentru că într-o căsătorie cu mai multe femei, imaginați-vă că ăsta e bărbatul și că am 1, 2, 3 femei. Bine, Mahomet spunea frumos. El a zis că e bine ca un bărbat să aibă 4 femei, dintr-un
Deci, dacă e una, aia se urcă în capul bărbatului. Dacă sunt două, se unește să urcă în capul bărbatului. De la trei încolo, se ceartă între ele și nu mai au timp de bărbat. Da? Adică, se creează un conflict interior care face ca, cum să spun eu, subconștientul ăla feminin să nu se manifeste pe bărbat. La un moment dat, vreau să divorțez și mă duc la un preot și zic... Deci n-am avocat să nu era un preot văzător cu Duhul. Mă rog, a murit părintele, că oricum pot să spun din părintele Cosma de la Târgu Lăpuș și mă duc să-i spun, părinte, eu divorțez. La care spune, deci n-am avocat să-i spun. Mă duc doar să-i spun, părinte, vreau să mă rog și asta e. Nu mai stau, nu mai pot și la revedere. Și n-am avocat să mă dau bine jos din mașină. În ziua mi-a zis, știu! Toate femeile devin posesive și încearcă să controleze tot. Dar zice, poți să pleci. Dar ai grijă de copii. Adică, dar n-am putut să spun. Știți că eu de-aia... Nu. Poți să pleci. Da? Ai grijă de femeile devin toate posesive, controlatoare, dominatoare. Bun. Deci, este grea căsătoria. E o lecție. Și e o lecție să stai cu o femeie, e o lecție să stai cu mai multe femei, e o lecție să ai 4 femei și vă dați seama ce lecție poate să fie să ai 12 femei. Deci nici nu vreau să mă gândesc. Da? Să le împaci pe toate. Tu nu poți să împaci una, nu poți să împaci 10. Nu poți să împaci una. Imaginați-vă că trebuie să vă duceți în mall cu 10 femei ca să-și cumpere haine pentru o nuntă. Și să ai, bă, nu 10. 2! Stai cu ea. Te spânzuri. E la intrarea din mort. De ce Ortodoxia recunoaște 3 căsătorii? Dom'le, cred că am dat cu zar. Pentru că sau cred ei, a treia cu noroc, sau că Ortodoxia are față de astea, cu dom'le, trebuie să faci de 3 lucruri ca să iasă bine. Dar, din perspectiva asta e o postie. De ce? E foarte simplu. Ori una, dar o să demonstrez că una nu se poate și dacă există o motivație pentru care pot să mă divorțez, atunci pot să mă căsătoresc. Ori o infinitate. Nu există un număr. Dar de ce 3 și nu 4? Dar de ce 4 și nu 5? O să întreb. Așa a avut Dumnezeu. Nu mai lăsați pe Dumnezeu, că nu există să pierde câte ori se căsătoriște cu se căsătoriște Ardeșanul în viața asta. Păi ne interesează ce face Ardeșanul în viața asta și nu decât câte căsnicii a avut el pe planeta Pământ. Îl interesează pe ăla de pe următoarea planetă locuită de la Soare. Câte neveste a avut Argeșan? Asta e o stupiditate. Teana. Important. Șanța este Argeșanul din Universul ăsta. Nu câte neveste a avut. Oricum, dacă are 10, înseamnă că n-a înțeles nimic. Dacă nu s-a oprit și la ultima. Da? De ce catolicismul nu acceptă divorțul? Din prostie. Din ignoranță. Din ignoranță spirituală. Haideți să vă explic de ce. Există o ignoranță spirituală specifică creștinismului. Specifică. Și pe care au adoptat-o și bisericile catolice, și biserica ortodoxă. Sau invers, cum vreți voi. Păi băi, dacă am, și o să fac special așa, îmi fac bărbatul cu vârsta sală mică. Ăsta e bărbatul. Cu cele 7 câmpuri ale lui. Da? Și femeia, cu vârsta astrală mare. Observați că bărbatul este de dimensiunea cea care ei doi. Special fac asta, ca să înțelegeți. Bun. Și ea are la rândul ei cele 7 ceacre. Și cele 7 câmpuri. Știți ce se întâmplă în momentul în care fac dragoste oamenii ăștia? El. Și asta nu e diferență. Zicem, el are 5 miliarde de ani și ea are 8. Nu e diferență foarte mare. Sunt foarte frecvente cumpărurile astea. Și se întreabă ele. Dar de ce nu face nimic soțul meu? De ce nu mă iubește? De ce nu se culcă cu mine? De ce se duce cu alta? E foarte simplu. În momentul în care se face dragoste cu doamna asta, el se trezește în câmpul ei. Și are o perioadă în care stă la pârnaie acolo. Atât este de mic ca dimensiune. Și atunci, el trebuie să
oricum nu o să simtă bărbat, oricum nu poate să satisfacă pe doamna, oricum ea nu se va simți satisfăcută, pentru că din punct de vedere energetic, nevoile ei energetice, emoționale, sunt mult mai mari decât poate să manifeste el. Și atunci, el va căuta ce? O doamnă de dimensiunea lui care să-l satisfacă. Așa că o căsătorie de asta, făcută pentru că el doarme, ea e mare, ea poate și l-a luat cu japca, cam ce șansă are să reziste în viitor? Nem. Nu. Pentru că femeile astea te pot lua cu japca. Și tu te duci când dacă ești mic. Cine e mic și bea lăptic? Uite așa, se duce. Singur el, îl ia cu japca. Și femeia asta recunosc. Da, eu l-am luat, că am vrut. Ia ți-l. Dar nu se poate să fie fericită cu tanti asta. Și îi spun, tanti, ăsta când se culcă cu tine, se culcă ca cu măsa. Asta simte. Și nici tu nu poți să-l satisfaci, că are alte nevoi. El e purea și are alte plăceri. Și în momentul respectiv, el își va căuta jumătate în altă parte. Și e firesc să nu. Da? Bun. În cazul ăsta, Dumnezeu ne vrea de fericiți. Ăsta nu va fi niciodată fericit, pentru că e emoțional, e sexual, nu va putea fi satisfăcut de doamnă. Doamna nu va fi niciodată fericită, pentru că sexual, emoțional, nu va fi satisfăcut de Domnul. Și atunci, care e soluția Domnului mei pentru fericirea celor doi oameni? Zan! Divorț! Să ducă fiecare cu energia lui. Din păcate, asta e realitatea. Și tot, vor, nu vor, tot o să ajung oamenii la discuție. Pentru că și pe mine m-a interesat. Bă, dar de ce nu pot să mă înțeleg cu doamna? Sau cu doamna pot? De ce? După ce doamna... Doamna asta. Deci domnul ăsta, după ce face dragoste cu doamna, adoarme. Nu mai știu că nu sună foarte bine. Dar mie mi s-a întâmplat. Să ador. Noroc că era de muzit și m-a lăsat să dorm. Și că știa. Ea știa că e mare. Că mai interesează mamă în altă dată. Deci nu... Mai știa că sunt mic. Cam ăsta asta. Și m-a lăsat să ador. Da? Deci asta se întâmplă. Bine. Acum eu subtinesc că întreagă poveste se poate subini prin cunoaștere, etc., etc. Deci se poate dezvolta și ajunge. Dar asta eu am făcut-o în 20 de ani. Zbătându-mă să ajung la nivelul de creștere și cunoaștere și de putere al unei doamne de genul ăsta. Sau mai mare. Dar eu am făcut-o prin cunoaștere, prin suplinire. Fondul meu rămâne de copil al Universului. Nu de bătrân al Universului. Ce ați face dacă ați fi catolic? Adică dacă ați fi catolic și ar trebui... Doamne, eu știu că Hristos nu e al catolicismului și nici al ortodoxiei. Deci dacă într-o zi, să zicem, aș fi catolic și ar trebui să divorțez și prin asta m-a scoate din afară din biserica catolică, le-aș judeca. Doamne, dacă mă scoate pe mine cineva afară din ortodoxie sau din catolicism, nu mă dă Dumnezeu afară din Univers. Asta nu e o calitate pe care să poată să-mi ia biserica. Biserica nu poate să-mi ia nimic. Nici măcar un botez. Biserica poate să zică, așa nu mai este fiul bisericii. Fâsă. Da? Problema mea nu e dacă biserica mă dă afară din biserică. Problema mea ar fi dacă Hristos n-ar mai vrea să mă vadă. Sau Dumnezeu n-ar mai vrea să mă vadă. Dar dacă eu sunt în Dumnezeu. Eu nu pot să fiu nefericit în Dumnezeu. Deci dacă eu sunt nefericit într-o relație, înseamnă că nu sunt în Dumnezeu. Și atunci dacă plec, mă duc să-mi urmez fericirea. Deci acolo sunt în Dumnezeu. Dacă aș fi catolic, aș pleca. Aș zice, clar, divorțez, aș face divorțul și nu decât. Treaba lor. Nu trebuie să mă căsătoresc neapărat la catolici. Da. Ena, mă duc la Miami, găsesc un popă care era sau unde la Las Vegas. Și mă căsătoresc într-o seară. Și valabil oriunde lume. Dacă vreau să mă căsătoresc. Și are aceeași valoare spirituală. Să nu credeți că e mai valoroasă căsătoria popii ortodoxi decât a preotului catolic, decât a papei
mărturisirea se face în fața lui Dumnezeu. Nu a preotului. Noi doi mărturisim în fața lui Dumnezeu. Ăla e un instrument, neaca Isela. Poate să fie paznicul de la gheretă. Paznicul de la gheretă, în fața lui, noi jurăm și chemăm pe Dumnezeu. Ăla e un martor. Martor la relația mea cu Dumnezeu. Nu are niciun atribut. Asta nu înțeleg ei. Dați prea multă putere și credibilitate preoților. Au. Dar nu au atât cât. Nici măcar n-au atât cât cred ei. Bun. Odată căsătoriți, partenerii au mai multe obligații sau drepturi față de parteneri? Absolut da. Asta e problema cea mare, apropo de căsătorie. Că în momentul în care te căsătorești, din punct de vedere divin, biblic, mă rog, bărbatul are dreptul asupra trupului femeii și femeia asupra trupului bărbatului. Nu așa. Adică tu nu-ți mai aparții. Tu aparții celuilalt. Evident că asta se uită într-o relație de căsătorie. Și asta e îngrozitor. Și vă spun de ce e îngrozitor. Și revenim. Facem din nou schema. E îngrozitor să fii născut, să fii căsătorit cu o tipă mai mare decât tine ca vârsta astrală. Asta ești tu. Păi dacă voința mea e atâtica și voința ei atâta, ce se va întâmpla dacă noi luăm? Noi ne consultăm. Și luăm o decizie împreună, nu? Și tu zici una și ea zice alta. Și se va întâmpla ce zice? Cel care are vârsta are mai mare. Și atunci care e soluția să poți să-ți impui și tu punctul de vedere? Anunță că ea e tută și nu înțelege ce vrei tu. Da, nu înțelege că mai sunt și de asta. Ce soluție ai ca să-ți îndeplinești voința, deși voința ta este bună și ok și în conformitate cu legea divină? Ce are? Tot plecat. Nu e altă soluție. Exemplu. Prima mea soție era de vârsta astrală mică. Fiind de vârsta astrală mică, ea vedea lucrurile în alt fel. Plus că era mama soacră care gestionea din spate, era cu cărțurile. Și la un moment dat mi-a interzis să mai citesc molifte, să mai fac anumite lucruri. Lucru pe care la acel moment era singura formă pe care știam să ajut oameni. Și atunci am avut de ales. Păi ori ajut oameni, că asta, pentru asta am venit pe pământ, ori rămân în Sfânta Taină a Căsătoriei. Da? Și atunci m-am dus la părintele meu, Pantelimon. Părintele meu, Pantelimon, mi-a zis, bă, Dragoș, bărbatul se aseamănă cu o casă. Și femeia cu o ușă. Dar se poate întâmpla ca ușa asta să nu se potrivească la ușa asta. Și atunci vine emoție. Și nu ai altă soluție decât să-ți cauți altă ușă. Și am ascultat. Și mi-am căutat altă ușă. Dom'le, tot caut. Se poate să fi găsit. Da? Adică mai mult ca sigur. Deci, să-mi fi găsit ușa mea. Asta încerc să vă explic. Și atunci, n-ai decât să-i găsești pe oameni. Spune că se chinuie în caz. Și nici nu evoluează din punct de vedere spiritual. Mai mult să încurcă. Pentru că totul este făcut spre evoluția spirituală a omului. Dacă Doamna asta nu vrea să evolueze spiritual, e o nenorocire. Dacă ea vrea și el, nu-i ia cu joacă. Aduce la biserică, nici el nu știe de ce merge, n-a ce treabă cu Dumnezeu, dar aduce la biserică. Dar dacă el vrea și ea nu vrea, până nu se rupe de ea, nu poate să meargă nici la biserică. Asta e principiul. Din păcate. Este căsătoria o școală opțională sau karmică? Nu. Căsătoria, de obicei, este o opțiune dacă nu ești în legile karmii. Dacă ești în legile karmii, nu mai e opțiune. Te duci. Te duci ca trenul, ca marfarul. La nuntă. Nu poți să zici nu. De asta este semne săptămâna chiar. Săptămâna oară. Dacă este, ești deja peste un anumit nivel spiritual, căsătoria devine opțională. Și aceștia sunt oameni care, mă rog, au ratat anumite posibilități de a se căsători. Adică,
următoarea întrebare este ce e soartă. Soartă înseamnă când Dumnezeu prevede că ai putea să te căsătorești cu cineva. În general, oamenii au mai multe sorți, nu numai una. Da? Magia de țară, să știa treaba asta. Adică, orice bărbat are mai multe femei. Dar și orice femeie are mai mulți bărbați. Adică există mai multe posibilități. Universul, viitorul nu este bătut în cuie. El va fi soarta ta. Nu e obligatoriu. Da? Deci Universul nu e bătut în cuie. Și fiecare are mai multe opțiuni. Și în funcție de opțiunile astea, se modifică viitorul. Bun. De câte ori te poți găsi într-o viață? Ora mea e cât de enorm dacă iubești cu adevărat. Eu zic că trebuie să te căsătorești când iubești cu adevărat. Și atunci nu mai e o problemă că te-ai căsătorit. Eu m-am căsătorit și aiurea. Adică există și căsătorii pe care le faci pentru că așa e bine pentru copii. Căsătorii pe care le faci că așa e bine. Dar nu se justifică. Nu vă căsătoriți dacă nu simțiți din suflet. E o pierdere de timp. Și clar, nu ai cum să ai ceva bun în spate. Ce sunt coloniile? Coloniile sunt niște inele pe care, într-adevăr, se regăsesc în cer legate una de alta, da? Și cufundiți așa. Și le aduce porumbelul. Le aduc din cer. Și le dă drumul pe pământ, Duhul Sfânt, și astea se duc pe degetele oamenilor. Da? Și omul respectiv, când se decide ce cum, îi apropie pe oamenii respectivi. Asta este de la Duhul Sfânt. Astea pot fi legate. Dumnezeu le dă drumul pe pământ, ea trebuie să ducă într-un loc, intervine magia și asta fie se duce sub pământ, fie, mă rog, încearcă să le ia celelalte mirese. Ce sunt miresele de lui Hristos? Doamne, știți că m-am gândit mult la miresele lui Hristos și nu-L fericesc deloc pe Hristos. Pentru că întâmplarea face că în viața asta i-am cunoscut mirese. Un spirit evoluează. Orice spirit evoluează. Bun. În momentul în care evoluează, se face mare. Și este un spirit yin. Yang, să zic. Da? Bun. El trebuie să fie echilibrat, nu? Ca să fie în armonie. El cum va fi echilibrat? Dacă e atât de mare, îi ajunge un spirit yin? Nu. Trebuie N spirite yin ca să echilibreze spiritul ăsta. Ia. Și atunci, dimensiunea unui spirit se raportează și la. Evident, asta s-a întâmplat și pentru că el ca spirit n-a găsit în manifestare o femeie de aceeași putere spirituală ca el. Pentru că dacă el ar fi găsit o femeie, nu mai era nevoie de. Dar, oricum treaba asta a fost îngăduită de Dumnezeu special ca să evolueze din punct de vedere spiritual. Pentru că odată căsătorite femeile astea cu Hristos, ele au avut acces la ce? La lumină și la energia cristică prin legăturile căsătoriei. E o căsătorie făcută cu el. Asta înseamnă, de fapt, călugăria, căsătoria cu Iisus. Ei, în momentul respectiv, ele devenind, de fapt, prin ele se manifestă subconștientul al lui. Al lui Iisus. Evident, problema în viața asta, cu miresele lui Hristos, este că ele mai au potențialul divin de altă dată, că au fost miresele lui Hristos, și fac prostiile umane din viața asta. Și atunci ele pot să durească tâmpâni, se mai și întâmplă. Dar tot au un avantaj că l-au ca mentor personal pe Mântuitor. Asta e avantajul lor și de asta zic că nu-l fericesc, pentru că multele sunt atât de bătute cu leuca, încât
Nu vreți să știți ce tâmpenii fac. Indiferent cât de călugărițele au fost ele în altă viață și stareți de mănăstiri și mai știu eu ce. Ce se întâmplă o căsătorie în care sunt parteneri de vârsta asta de diferit? De asta am spus, sunt vai de ele. De câte ori am spus, de câte ori te poți căsători într-o viață, am spus. Îți dă Dumnezeu binecuvântare într-o căsătorie dacă unul din partener nu iubește? Bă, ți-o dă, dar ți-o dă ca să înveți. Nu pentru că e el bucuros. Dumnezeu gândește prin necesitate. E adevărat că lui îi place ca doi oameni să ajungă la perfecțiune. Dar nu este bucuros dacă unul este nefericit. Există iubirea veșnică care e manifestarea în plan fizic. Doamne, eu cred că există iubirea veșnică. Eu cred că poți să iubești un om dincolo de defectele lui. Cred că poți să iubești un om și a depărtat chiar dacă tu mai te-ai înțeles cu el în planul ăsta. Cred că poți să ții la cineva, efectiv, ca la un om, nu neapărat că. Și să-l urmărești așa, să-i vezi perspectiva, chiar dacă tu nu ai putut să fii cu el, pentru că, mă rog, nu te-ai potrivit în anumite considerente. De ce oamenii au impresia câteodată că iubesc după ce se căsătoresc, după nimeni mai ajung să bată? Drăguță întrebare, nu? Foarte simplu. În iubire, ziceam eu, mă rog, în iubire se manifestă, oamenii se iau numai de iubirea de la nivel de suflet. Asta se numește îndrăgostea. Și proiectează iubirea asta. Și e perioada în care totul e bine și frumos. Domnule, ceea ce este important într-o relație este iubirea de la nivel de sine. Da? Deci iubirea asta ne interesează. Problema este că la început asta e iubirea care adună doi oameni și se căsătorește și au impresia că e totul bine. Și după aceea încep să manifeste la nivel de sine și aici este minus. Adică se urăsc ca dracii. Și vine că încep să se omoare. Pentru că nimeni nu măsoară cât să iubesc oamenii ăștia la nivel de sine. Manifestarea iubirii în plan fizic este sexualitatea. Sexualitatea, deci sexul, da? Dar combinat cu toate structurile superioare. Adică e deschisă și chakra 4, e deschisă și chakra 7, adică și lumina și toate. Este momentul în care se unesc toate câmpurile unui om. Aia este iubirea în plan fizic. Există, dar, mă rog, aia e un deziderat. De ce sunt căsătorii între oameni cu valori mici, lumină interioară, beneficitate, și parteneri cu DH mare, lumină interioară, beneficitate? Drăguț. Foarte simplu. Păi, să zicem că am un om cu DH mic. Da? Automat, el are niște drepturi divine mici. Da? Și aici avem un om cu un DH mare. Și cu drepturi divine multe. Prin căsătorie se produce transferul. Da? Deci omul ăsta de care are capătă drepturi divine. Bun. Să zicem că el nu a căutat în partenera lui banii și mai știu eu ce. Da, există persoane care, din punct de vedere divin, au un potențial bun, adică potențial de întoarcere la Dumnezeu. Dumnezeu vede treburile astea. Are potențial de întoarcere la Dumnezeu. Are potențial de a face bine. Fondul lui e bun, da? Și atunci Dumnezeu este o modalitate prin care Dumnezeu dă ceva cuiva care nu merită. Nu merită. Adică nu, din punct de vedere divin, îngerii păstorii carmei. Deci demonii nu i-a dat voie să aibă. Dar este o formă prin care Dumnezeu dă acelui cineva ceva. Este o formă. De a da unei persoane care a avut o misiune pe grea altă dată și, mă rog, s-a sacrificat pentru Dumnezeu. Da? Și atunci Dumnezeu, prin persoana respectivă, poate să fie un înger. Dumnezeu poate să-i dea un înger. Automat îi crește de divin. Nu-i treaba lui Dumnezeu cu idee de nevastă pe cineva. Poate. Nu? Bun. O întrebare drăguță. De ce apare amanta? Sau amanta? Deci, amantul sau amanta are un rol multiplu. Rolul amantului în universul ăsta
în lumea, în societatea noastră, este foarte important. De ce? Păi, vă dau un exemplu. Există posibilitatea ca amantul să fie manifestarea răului. De ce? Prin el vine ispita. Doamne. Sau Domnul. Dacă e amantă, da? Amantul, amanta. Poate să fie manifestarea răului. Ispita, da? Deci, amantul este, sau amanta este cel prin care se iau niște lecții. Da? Prin care scăpăm de gelozie, posesie. Da? Că omul respectiv nu e al nostru. Femeia respectivă nu e noastră. Că fiecare e liber să facă până la urmă ce vrea. E dreptul lui. Nu pot să-i impun. Eu pot cel mult să te iubesc necondiționat. Este cel prin care înveți iubirea necondiționată. Mai o iubești o femeie dacă se culcă cu altul? Evident. Mai greu. Dacă nu zic că nu. Dacă nu încep să o urăști. Și aici se pune problema de învățare, de învățare a iubirii necondiționate. Din păcate, din... Nu știu cum să zic. Eu am fost în toate posturile. Și nu e cea mai plăcută. Și câteodată, și mai ales dacă iubești, e chiar îngrozitoare. Da? Și atunci mi-am luat niște lecții. Deci, gelozia, posesia, poți să înveți iubirea necondiționată. Dar până și rolul amantului care e îngăduit Dumnezeu este o modalitate de școală. Pentru că el intervine în momentul în care există o fisură între cei doi oameni. Problema nu e că intervine el. El este manifestarea răului, să zicem. Problema este că există fisură între cei doi oameni. Și atunci poate să intervină el. De ce nu intervine decât dacă există o peșă? De ce apare distracția sexuală în căsătorie? Asta este unul dintre motivele pentru care apare amantul. Da? Foarte simplu. Ceea ce face să existe atracția sexuală între doi parteneri, între un bărbat și o femeie, este o diferență de energie, o diferență de potențial. O diferență de umbră. În momentul în care ei se căsătoresc și devin unul, păi, parcă nu e aceeași parte să mă fac eu pe mine. Nu? Dispare această diferență de potențial. Și atunci, evident că dispare atracția sexuală, care este energetică. Are o componentă energetică minte, are o componentă sufletească. Bun. Sufletul se consumă prin actul în sine, prin ejaculări și mai știu eu ce. Asemenea între probleme, consumă, iubire, sufletește. Dar una dintre componente este cea energetică. De ce apare lipsa de comunicare în căsătorie? Am zis de ce. Pentru că apare asta dintre oameni. După aia apar preocupările diferite. Apar secretele. Da? Toate astea apar. Și atunci, automat, asta este ca un zid care nu poate trecut și apare freșul ăsta. De ce se spune că într-o căsătorie există trei persoane? Femeia, bărbatul și relația. Am zis de ce. Pentru că să știți că relația asta se manifestă ca o persoană. E ca o persoană. Care te bubă. De fapt, e o entitate, da? Dar care te bubă pe tine unde ți-e mai moale, foarte inteligent. Și pe ea unde e mai moale, foarte inteligent. Da? De ce un individ se comportă într-o relație într-un fel și în altă relație în altă? Asta e foarte interesant. Și avem.
un individ într-o relație prin el se va proiecta și se va manifesta urma umbra Doamnei. Și invers. Și prin ea umbra Domnului. Evident că în funcție de vârsta astrală, de beneficitatea, umbra care se manifestă pe aici asupra Doamnei va fi într-un fel. Evident că dacă vârsta astrală e mai mică, va fi alta. Deci ceea ce se manifestă diferit prin noi, relativ la o persoană, este umbra acelei persoane. Să zicem că un bărbat îi place nu știu ce, nu știu ce, nu știu cum. Odată intrat în relația cu o femeie, va ajunge, sau o femeie cu un bărbat, și va ajunge să schimbe cât de cât gusturile, pentru că se proiectează umbrele diferite. Și se produce o armonizare. Deci, evident că în raport cu o vârstă de astral, cu o femeie de vârstă astrală mică, mă voi comporta într-un fel. Și evident că în raport cu o vârstă, cu o femeie cu vârstă astrală mare, mă voi comporta altfel. Asta nu înseamnă că eu sunt diferit. Înseamnă că am acele lucruri pe care le manifest relativ la cele două femei. Deci, pe mine mai... Eu am manifestat paradoxal. Deci am avut manifestări paradoxale relativ la femei. Și eu m-am întrebat, bă, fondul meu e bun. Eu așa cred despre mine că sunt bun. Dom'le, da, în raport cu o femeie, vorba aia, nu am deranjat-o cu o floare. În raport cu una, i-am dat un șpiț în fund, la propriu. În raport cu alta, am țipat de zici că eram descrierea. Și m-am întrebat, bă, dar unde e? Că nu sunt. Ei, totul ține de persoana aia. Evident. Și tu o manifesti. Clar. Dar, în general, există și o problemă a persoanei respective. Bun. De ce sunt oameni căsătoriți? Așa că nu văd întrebarea asta. Care nu se înțeleg sexual, deși se iubesc. Astea sunt lecții de viață. Adică, ideea este că sunt persoane care, deși se iubesc din punct de vedere spiritual, emoțional, ei nu se înțeleg din punct de vedere sexual. Noi suntem tributar trupului nostru. Și câteodată noi trebuie să înțelegem că sexualitatea este o formă de manifestare a fizicului nostru. Până și dimensiunile noastre sexuale sunt date de Dumnezeu. Și atunci există posibilitatea să iubești pe cineva și să nu te înțelegi cu el sexual, pentru că, mă rog, organul ți-a fost dat altfel. Problema este, fie ajungi la o înțelegere sexuală cumva și se poate ajunge la această înțelegere, fie, mă rog, rămânem prieteni, ne iubim, dar ne vedem fiecare de treaba lui, fie renunțăm la partea sexuală. Se poate face și treaba asta. Adică să ajungi să fii, ziceam un călugăr, să fii frate și soră într-o căsătorie. Se poate. Dacă îți dorești asta, dacă sunt de comun acord amândoi, da. Dar dacă nu își dorește sex și unul nu își dorește, fiecare cu treaba mulții. Divorțul poate să fie misiune personală sau este de la diavol? Nu. Divorțul poate să fie misiune personală și se poate întâmpla ca divorțul să nu se poată altfel. Adică, dacă vă dăm exemplu, dacă tu ai un soț și soțul tău a intrat într-un ritual satanic, ce să faci? Te duci cu mult divorț și de treaba ta. Dacă nu o să ai, toți timpul dragi pe tine. Nu? Deci trebuie, cum să spunem, doi oameni care nu mai merg împreună, nu are rost. Deci, din perspectivă divină, aveam în grijă la un moment dat un cuplu. Și îi învățam. Mă rog, doamna respectivă a luat-o pe care spirituală, a înțeles la ala. Domnul, în schimb, a rămas în planul lui material și nu numai. Și eram de fericit. Eram supărat așa, zic, bă, uite, n-a reușit să îl convinc pe omul ăsta că merită. Și atunci Dumnezeu mi-a zis, ce? Eu am zis, mă întreba de ce e supărat. Sunt supărat că am pierdut un suflet. De care Dumnezeu zice, da, dar ai câștigat unul. Adică, decât să pierzi două suflete care se duc împreună în ea, mai bine câștigi unul și lași unul să ducă, dacă asta e voia lui. Da? De ce ați divorțat? Asta e treaba mea. De ce trebuie dezlegare de la preot
Și ce dezlegare se face? Păi, jurământul în biserică este un jurământ. Și atunci dezlegarea de la preot trebuie făcută ca dezlegare de jurământ. Nu trebuie să duceți neapărat, să duceți, domnule, faceți-mi dezlegare de cununie. Nu mai fiți. Domnule, m-am jurat. Unde? În biserică. N-ai problemă. Faceți și mie dezlegare de jurământ. Că știe Dumnezeu. Și dacă e, te dezleagă. Nu-i problemă. Deci faceți-mă dezlegare de jurământ. Ori cu blestem și jurământ s-au legat pe ei înșiși. Moliștele alea de spovedanie. Plus că dacă karma celui iat este atât de mare și ne ducem amândoi în cap, păi, nu mai bine mă salvez. Am văzut toată un film foarte interesant în care tatăl, fiul erau alpiniști și la un moment dat cad de pe stângă și rămân ancorați într-un pilon, da? Și era tatăl, deci cum să vă zic eu, asta era stânca, da? Și aici era pilonul și pe sfoara asta erau agățați tatăl, fiul și mai jos tatăl. Da? Erau agățați de sfoara asta. Și pilonul ăsta nu mai ținea, nu mai ținea decât unul. Și atunci stai că suceapă. A tăiat coarda. Și l-a salvat pe fiul. Cam așa e câteodată evoluția spirituală. Dacă vreți să urcați, câteodată ești obligat să tai corzile cu toți cei pe care îi iubești, special ca să urci. Și în momentul în care ajungi sus, poți să-i ajungi. Dar de aici, mori amândoi. Și atunci, câteodată e mai bine să îi lași pe cei pe care îi iubești, special ca să nu le faci rău. Sunt oameni care nu se potrivesc deloc, dar sunt căsătoriți. Da! Asta înseamnă karmă. Asta înseamnă poate karmă. Doi oameni care nu se potrivesc deloc, plăcați într-o păstorie. Cum vedeți cuplul ideal? O secundă. Cum vedeți cuplul ideal? Dom'le, cuplul ideal, cum îl văd eu? Sunt doi oameni care nu mai au karmă. Deci automat nu mai au întunericul ăsta care îi precede. Care sunt armonieși cu ei înșiși. Yin Yang. Da? Care, deși sunt bărbat și femeie, au aceeași, cum să spun eu, au aceeași tipuri de pasiuni, aceleași tipuri de ideale, aceleași valori. Cred că amândoi împreună își ajung sieși. Adică, când ești cu o persoană de genul ăsta, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Că ești acolo. Da? Cred că am văzut cupluri de astea, dar cred că am văzut de două ori sau de trei ori în viață. Și nu știu, oamenii ăștia fac o echipă extraordinară. Ideea este, știți cum ar trebui să faceți? Ar trebui să vă gândiți cam cum ar fi cuplul ăsta ideal. Vă dați seama că ei, fiind un tot, orice lovește pe unul, lovește pe celălalt. Nu există sentiment între el și ea, între ea și el. Au încredere de plină unul celălalt. Se bucură de prezența celuilalt. Se bucură de sexualitatea lor. Se bucură de faptul că sunt. Se bucură de aceleași lucruri, de aceleași excursii, de aceeași creează împreună. Ei, voi trebuie să vedeți dacă
voi fiind ăsta, persoana care e lângă voi se suprapune persoana în locul ăsta. Și atunci o să vă dați seama dacă persoana de lângă voi este ceea ce trebuie să fie lângă voi. Mă rog, asta e ideea mea despre cuplu ideal.